Ce se întâmplă dacă tusea persistă? În cazul în care după cele 24-48 de ore vedem că tusea persistă și începe să aibă și un caracter ușor productiv, pentru că la început este doar acea senzație că are ceva secreții personală respectivă în plus față de ce a avut inițial, atunci începem să acționăm cu produse expectorante. Deci nu vom da niciodată antitusive de momentul în care a început să tușească. De ce spun asta? Pentru că acele secreții le putem inhiba eliminarea lor și ele se vor acumula la nivel de faringe mai jos, trahee și bronșii și chiar la nivelul plămânului.